Salutare, dragii mei! Ia că mă vedeți și vorbind față de voi, numai făcând mâncare. Ia uite, și rima am găsit. Deci, începând cu ziua de astăzi, eu voi face și make-up și machiaj. Din start vreau să anunț toți specialiștii în machiaj. Eu nu am făcut niciun curs de machiaj. Eu m-am perfecționat, m-am învățat singură să mă machiez. La fel cum iubesc să privesc multe tutoriale cu... Nu, la fel cum iubesc să privesc multe filmulețe cu rețete, iată așa, iubesc să privesc și tutoriale cu make-up. Și iată, de acolo am învățat câteva chestii. Acum vreau să testez. Vreau să testez cosmetica care am primit-o cadou, deci de la Only You Cosmetics pe Instagram. Nu știu, cred că au și pagina de Facebook. Iată aici am o cutie plină, plină întreagă de diferite cosmetice de care vrei. Aici, ceea ce o să-mi trebuiască mie se află aici mai jos, nu să n-ați văzut voi, că așa eu trebuie să vă arăt. Iată aici am tot necesarul pentru a efectua acum un machiaj. Eu repejor am să vă... Eu nu vă învăț, eu vă arăt. Repejor vă arăt cum îmi fac eu machiajul. Uitați, prima... vă arăt mai întâi ce am primit și apoi începem. Uitați-vă, am primit o trusă așa de periuțe, pensule. Uitați-vă. Mi-au plăcut din start. Mi-au plăcut din start. Sunt foarte, foarte mult căluți. Ia, uitați-vă. Foarte, foarte mult căluțe. Hai repejor să le scot. Și am să fac machiajul exclusiv cu ceea ce am în cutie. Nu iau de la mine nimic, fiindcă am toată, cum să spuneam, toată trusa necesară pentru a efectua astăzi un machiaj. De mult am promis că am să fac acest experiment, această testare. Am cosmetică aici foarte bună. Iată, uitați-vă cât sunt de drăguțe, vedeți? Dar e moale, moale, zic, parcă e pluș, parcă e jucărie. Foarte drăgălașă. Eu pe fața mea nu am nimic, nici fond de ten, nimic. Am pus un pic de cremă ca să nu fie fața cărpată. Stați un pic. Prima cu ce am să încep este așa, fondul de ten. Uitați-vă ce am primit eu aici. Așa, vă arăt. Vă mai aproape să se vadă. Acesta este corector, da? Care îl voi folosi pe lângă ochi, așa. Eu știu, la gură. Și acesta e fondul de ten. Fetele, e pe Instagram când am făcut despachetarea coletului în story, mi-au spus că sunt foarte bune produsele acestea de la Catrici. Catrici, da? Ca să nu greșesc, vi rog, fetele, am râs de gospodinele, acum, fetele frumusețele mele, dacă greșesc ceva, nu mă criticați dur. Eu n-am făcut cursuri, nu cunosc terminologia, la fel ca și în bucătărie. Eu singură m-am învățat singură, tot singurică. Uitați, deci haideți să încercăm acest corector. Are așa o pensulă. Mă voi da un pic pe lângă ochi, așa. Eu aici am jos o oglindă. Eu am să mă uit și la voi și la oglindă. Așa, haideți să încercăm. Deci mă voi da un pic așa pe lângă ochi, știți că aici e mai întunecat un pic zona. Pe unde se mai dă corectorul ăsta? Pe la gură, pe aici, că aici am așa niște pieti, parcă încă de la naștere. Adică în timp ce am fost mămică aici, am opat tot. Știți, eu m-am pigmentat și eu ca multe mămici. Și aici am așa o pată roșie. Știți de când? E din copilărie, de la mama am moștenit-o. Asta, pata asta nu mă lasă, e toată viața cu mine. Și atunci când mă emoționez sau mă rușinez sau ceva, pe ea se face roșu, roșu, așa o dungă. Deci haideți așa să încercăm. Așa, cred că pensula asta e prea mășcată pentru asta. Da, încerc exclusiv cu aceste produse. Iată, cred că cu asta e. Trebuie ceva mai micuț. Bine, eu am încercat, deci ce am observat, este foarte fină, nu lasă zona tare, chiar tare, tare acoperită, deci e foarte subtil așa. Impresia mea nu e, nu apasă, doamne, nu
lasă, știți, alb deodată. Așa. Părul, nu știam cum să-mi-l pun. Zic, hai repede, chiar că am acum de făcut un machiaj. Și stați să mă pregătesc, stați că eu uit, mă uit aici în cameră la voi. Eu mă uit la mine acolo. Eu la voi trebuie să mă uit. Este, Marcica. Bun, gata, mi-am pus o leacă de corector, hai, bine. Acum, acest, deci se numește, deci este, așa, funcțiile care sunt. Matifiază, este rezistent la apă și nu știu ce aici încă. Și are a doilea efect, nu știu, și e mai scurt, am înțeles tot. Iată așa se deschide. Da? Și așa se face pe față și cic, scuzați. Așa ne-am înjit. Așa. Trebuie foarte atentă, pentru că eu am emoții. Așa. E lichid, dar vede, chiar e lichid. E mai lichid. Fondul de ten care l-am eu, nu e așa lichid. Și de asta, haideți răbde să-l întindem. Deci tot cu pensula asta, deci o pensulă superbă. Voi, oh, ce fain. Stați un pic să amuș. Foarte bine. Și pensula e faină. Eu am altă pensulă pentru fond de ten cu care mă folosesc până acum. Dar culoarea e exact a mea. Vă mulțumesc, mi-ați culoarea e exact a mea. Nu este nici întunecată, nici roză, că nu-mi place să fie roză, deci. Știți? Foarte bine, foarte bine acoperă, deci uitați-vă așa. Catrici, lichid. Mai scurt, ați înțeles, e că eu vă arăt așa aproape, aproape. Să vede ghine la voi. Cum să faci așa, da? Așa, așa fac fetele cele de la... E ca vă arăt, vedeți, jumate de față aproape. Foarte, foarte îmi place, tare, tare îmi place. Deci prima... La corector nu prea am observat, eu nu știu și, poate n-am făcut eu ceva corect. Da, aici deodată, uitați, vedeți, și eu nu eram dat cu fond de ten până acum. Deci nu eram dat cu fond de ten, că nu ziceți, nu credeți. Așa, filmulețul ăsta va fi lung. Iar pe Instagram am să postez două părți. Pe Instagram nu-mi dă voie să pun filmuleț lung mai mult de 14 de 15 minute. Și rețetele tot sunt nevoite să le tai. Dar dacă voie să doriți, eu am să vă mai fac. Deci acum eu testez, dar pe viitor eu am să fac rețete, dar numai rețete. Am să fac mai cap, dar mă mult mai rapid. Adică deja am să fiu dată cu fond de ten, am să fiu pregătită, doar am să vă arăt machiajul. Pe viitor, așa m-am gândit eu să vă fac. Așa și pe gâtișor să știți că se dă tot, fiindcă să fie culoarea la față exactă ca pe la gât, ca pe față. Da? Tare îmi place, îmi place foarte fondul de ten, vai. Eu care l-am nu matifiază, este hidratant, dar acesta e superb și pensula este extraordinară, cât de bine mi-a... Deci nu mi-a lăsat nimic, am o vedere, nu mi-a lăsat, știți, locuri nefondate, sau cum zici. Amuși, moră, și e pe-a corecta. Pensula e superbă, doamne, uitați-vă și pensule aici, sunt minunate. Eu am multe pensule, deci am multe feluri de pensule, dar am să fac numai cu acestea. Deci, de la Only You Cosmetics, eu pe Instagram am să etichetez în pagina lor. Ei mi-au mulțumit foarte mult că le-au plăcut când eu vorbesc și posibil pe viitor să mai colaborăm. Iată așa, o să-mi trimit câte o cutie de cosmetică nouă și eu am să testez împreună cu voi. Dar fondul de ten impresia chiar e fond de ten super. Deci, următoarea etapă, ce fac eu? Am paleta aceasta tot. Mi-au dăruit-o de la ei, tot așa se numește, Catrici. Deci am înțeles că fetele mi-au scris în
în mesaj că e foarte, foarte bună această firmă. Vă spun de prima dată aud și prima dată o probez. Aha, deci cosmetica mi-a venit din Germania, ca să menționez. Cosmetica e germană, cred că tot. Și uitați-vă ce paletă interesantă mi-a adus. Am să fac, aici este, of, Doamne, și mai vorbesc. Aici este și matifiat, și mată cu culorile și se defat. Eu am să fac un machiaj mat. Data viitoare am să vă fac din acestea si de fat. Vedeți că sunt și de fat. Am să vă fac acum un smokey eyes, așa, sau un pic mai așa, mai complicat machiaj. Nu vi-l fac chiar de zi, ca să aveți o leacă și învățați, știți cum. Așa, ce fel de pensule am eu aici? Iată, am trei feluri de pensule mici pe care eu am să le folosesc. Pensula aceasta care... stai, unii vă arăt eu. Eu mă pornesc, vă spun că nu, eu uit că mă filmez, e ca așa. Așa, asta o folosesc pentru retușare și aici. Asta pentru nuanța un pic mai întunecată, dar asta pentru nuanța deschisă. Hai să încercăm. Am tot setul de pensule, nu mi-i trebuie nimic. Aici ce scrie? Așa. Wow, aici este și highlight, de asta, highlight, cum zici. E că asta e pentru iluminare. E extraordinar, tot setul am aici, vă spun drept. Deci haideți, ce fac eu prima acum? O nuanță cea mai deschis care este, iată aceasta. Dau, mă vopsesc la bază. La baza ochilor trebuie să fie o nuanță mai... Eu să mă apropie așa un pic, nu vă supărați că-ți vedeți și voi să mă văd și eu în oglindă. La bază aici trebuie să fie mai deschis, știți? Deci e bună. Îmi place se vopsește foarte ușor. Acum vedem și acele nuanțe întunecate. La asta deschis încă multe, nu pot să înțelegi. Acum și încercăm și la cele întunecate. Mă gândesc, vă pun ceva muzicuță, dar lăsați că data viitoare eu numai să mă machiez și să cânt muzica, dar mă mai vorbesc, știți? Că, măi, v-am spus că defectul meu, vorbitul. Voi mă vedeți, da? E că eu am aici jos o oglindă încă. Și de aici, dar eu am tare multe palete. Deci azi să vă fac diferite machiajuri. Dacă vă plac, am uie și fac și cum mă machiez, azi vă fac diferite culori. Să mă vopsesc toate culorile posibile, curcubeului și a papagalului, care vreți. Mie îmi place și să mă machiez. Timp să am, da? Ca să am o leac mai mult timp înainte de felicitare, eu azi vă fac un machiaj reast. Stativa, oglinda aici, mai scurtăt, e la mine ca la blogger. Adevărat. Dar cum ați vrut voi? Deci, uitați-vă foarte bine. Nu știu la voi dacă se vede. Foarte bine s-o fixat, s-o aranjat tot. Dar mult nu putem să înțelegem că e nuanță deschis. Deci, cu următoarea pensulă, iată așa, rotundă, voi lua următoarea nuanță, un pic care e mai întunecată, da? Mai întunecată decât prima. Și a treilea o să folosesc pe asta, în genere. Patru culori astăzi folosesc, toate mate. Așa, haideți, uitați-vă să vă arăt cum fac aceia profesioniștii adevărați, că și-o pun blicuțică de culoare de acestea și începem să... Iată și pe aici, pe zona aceasta și să o răspândim. Deci foarte bună, deodată vă spun o calitate extraordinară, așa de ușor foarte ușor se vopsește. Nu e chestia în ușor se vopsește. Ușor, uitați-vă, se retușează, se răspândește. Ginga și finuță. Foarte, foarte faină. Îmi place mult. Dacă vreți data viitoare, dacă o să vă plac acum, data viitoare vă fac... Testăm și culorile sidefate, adică acestea cu străluci, știți? Iată așa prima ce fac. Și următorul ochișor, tot așa. Voi vedeți așa, voi uitați-vă și să înțelegeți. Eu am pus telefonul ăsta frumos. Telefonul și e frumos, principal. E ca așa. Eu cred că voi să...
O să înțelegeți ce fac eu acum. Aici am pus un pic mai mult culoare, acum și mai șterg. Am inventat, am pus o oglindă aici de sub, tot mai pentru voi numai, și pentru mine, și ghini, înțelegeți? Așa. Iată, am pus așa o culoare, așa. Și acum mă uitați cu pensula asta cea mai mare dintre ele. Vedeți? Și stufoase, voi retușa tot așa. Foarte, foarte bune, faine pensulele de tot. Deci, da, uite, încă n-am terminat machiajul, dar eu am impresii bune despre această cosmetică. N-am încercat-o niciodată, dar foarte bunișoară, vă spun drept. Vedeți și singuri cât de bine se fixează și se aranjează. Da, mai departe. Așa, uitați-vă atent la mine ce fac eu cu nuanța aceasta mai întunecată. Dar aici îmi trebuie o pensulă subțire. Aici eu n-am în setul acesta o pensulă subțire. Voi lua de la mine. Nu subțire, dar altceva eu vreau să fac. Vreau să fac un truc cu chestii tare interesant. E cam așa o pensulă. O pensulă așa cu bureti micuțe, vedeți? Și culoarea următoare, ce fac? Pun un pic de nuanță. Să vă arăt un truc special de cum voi ați crezut. Și iată aici. Trasez așa o linie mai întunecată, dar... Să faceți și cu pensula. Să faceți o pensulă mai subțire, dar eu fac cu... Cu pensula aceasta cu burete, vedeți? Fix așa fac și în... Aha, și acum retușez. Pe loc mai mult. Iată așa pe loc. Telefonul filmează, așa și o să fie lung filmulețul, cum mult am vorbit de la început până m-am dat cu fond de tem. Deja următoarele filmulețe, care le fac cu make-up, o să fie mai scurte, că eu deja v-am explicat. Deja am să fiu dat cu fond de tem, doar o să trecem la paletă. Iată, uitați-vă, vedeți ce fac eu interesant chestia asta. Fix așa fac și cu al doilea ochișor. Eu nu știu la voi cum se ved, eu mai aproape să mă dau în comod, știți? Dar voi cred că o să înțelegeți ceva. Așa. Să te nauci, naciunaița leta. Până mult am ascultat pe Johnny. Îmi place, îmi plac cântecele lui. Как же я ждала того момента. Nu vă mai cântam, nu vă spun, dacă începe a cânta, nu mai pot machia. La data viitoare, și mă grăghesc, coleac, data viitoare, și azi vă cânt, și azi vă machiez. Azi mă machiez tot ce vreți să. Vedeți ce interesant o să se primește. Eu aici nu editez, nu vă fac rapid filmulețul acesta. Care să aibă răbdare, să privească până la urmă. Ia că sunt scris în comentarii. Cine o privi până la urmă, înțelegeți? Care să aibă răbdare, să privească până la urmă. Și sunt scris în comentarii. Dar care să grăbesc prin viață să meargă, n-am și va face. Eu mă grăbesc încet. Eu știu și mie îmi plac filmulețele repede să le privesc, dar eu n-am timp de editare, montare sau să vă schimb, sau să vă preschimb vocea, să fac... Nu vreau. Las așa cum este și să mă iubească, să mă iubească și să mă privească până la urmă. Acum, tot cu pensula aceasta, ca să termin aici cu pensula asta de lucru, la fel așa culoare, o iau și mă dau de sub aici. Da? Înțelegeți ce fac eu aici acum? Eu închid ochii și voi nu vedeți ce fac. Dacă n-am experiență, mă uit cum fac alți vlogeri.
tutoriale care fac machiaj. Și fac se machiază, dar numai ochiul vi-l arată, e ca așa, știți? E ca numai ochii vi-i arată. Dar eu zic, măi, cum să nu arăt numai ochii? Mă vedeți tot întreagă și mă de om. Și am o pensul așa care, cu care am început baza. De fapt, trebuie alta. Dar retușez un pic așa pe desubt, pe aici. Răspindesc culoare. Dacă greșesc în terminologie, vă rog frumos. Când ați mă duc, de când am zis să mă duc să fac niște cursuri, vă spun drept, da. Netu vreme, netu timpul meu, netu timpul meu. Așa, următoarea ce fac eu acum, uitați-vă atent la mine, tot cu pensula asta, cred că. Că nu vreau să spun multă nuanță întunecată. Iată, uitați-vă ce am făcut. Am pus o nuanță mai deschisă la bază. Un pic aici am pus-o mai închisă și acum am spun încă mai închisă, e ca culoarea asta neagră. Am spun ușor, ușor, puțin, puțin aici, puțin pun și retușez așa să fie extra clas bomba. Vă spun, e ca așa. E ca eu leag din negru și încercăm. Tot cu pensul asta, cu burețel, mie îmi place dânsa. Mie îmi place de dânsa. Iată, pun un pic din negru aici. Oi, pronunțat negru, deci o să coloreze ghine zona mea. E bun negru, e bun. Nu pun tare mult, să nu fac tare întunecat machiajul. Data viitoare vă fac o machiaj negru, dacă vreți. Că mie îmi plac să le fac așa negri întunecate. Dar acum, fiindcă am de făcut două apeluri, astăzi acum mă pregătesc. Voi face așa, nu chiar pronunțat machiajul, că se vor speria omăgeații. Așa am pus, stați cum că nu-i terminat, n-a să rămână așa, mă județi. Eu doar pun culoare. Stai că încă un pic aici trebuie. Și cu pensula asta care e cea mai mare, dintre cele mici, cea mai mare dintre cele mici, frumos începem a retușa pe loc aici, tic, tic, ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm, tot la mine joacă tot. Oh, ce frumos iese. Da, e bună cosmetica, deci foarte ușor se retușează, foarte, dacă trebuie o pigmentez mai tare, dacă nu, un pic, nu mă știți cât îți trebuie. Filmulețul deja are 22 de minute, deci va fi un filmuleț lung. Data viitoare mă strădui mai repede să vă arăt. Da, azi fiindcă testăm toate produsele. Voi vedeți ce face mărcică aici? Pe loc, așa, pe loc, pe loc, pe loc. Iată așa. Gata, am găsit, auziți? Am găsit modalitatea cum să fac rețetele, să filmez, spun stativul. Deci stativul acum la mine stă pe masă, oglinda pe un scaun. Vă spun, eu găsesc soluții din toată problema. Nu mă să fac să fie bine cu un pic de nuanță aici, parcă îmi pare că trebuie. Nu mă să fie bine, nu mă și ghiniș, vă vedeți voi tot ghinișorul. Eu cred că voi să înțelegeți ce fac eu aici. Și fix cu burețelul ăsta mărunțelos. Tare bunișoară, tare bunișoară paleta. Doamne, doamne, mă să nu scăp jos. Am stricat vreo câteva, credeți că. Și eu și Mireluși ne-o trăsnit una. Așa, și mă uit în sus, da? Și fac eu, așa. Pun un pic din negru aici la bază doar. Nu la bază, aici nu-i bază, la sfârșitul ochiului. Vedeți ce face mărcica?
Și tot, hai să nu murdăresc pe asta din negru, eu am alt pensul, folosesc alt pensul pentru retușarea. Eu corect cred că zic, retușarea asta se numește, când împrăștii culoarea, da? Am așa o pensulă mai mare pe care o folosesc, nu este în setul care l-am câștigat. Apropo, în setul acesta mi-a venit și așa parfum, fetele zic că e foarte frumos, îmi place mult. În setul acesta mi-a venit și așa spumă, cremă de baie, mi-a venit și șampon, deci mai mult mi-a venit, eu deci am mai luat ceva, șampon așa, două tuburi de Garnier, unul roz și unul, apă micelară de fapt, asta-i, unul roz și unul verde și aici și mai am, asta e cremă de mâini, mai era ceva, dar eu am... Am scos de aici, dar nu mai țin minte și mai era. Eu am filmat pe Instagram când am făcut despachetare. Eu când primesc ceva, tot filmez, etichetez. Iată așa, dragii mei, până acum ce a ieșit. Deci va fi lung filmulețul, dar mare 26 de minute, dar dacă eu mult grăiesc, nu știu ce să vă fac. Și nu pun... Vă arăt tot procesul îndelungat, adică nu încă un pic de ieșit, mai tine că prea mult am pus. Vă spun cine m-a iubi, m-a privi. Până la sfârșit. Așa. Următorul pas ce fac eu, am un creionaș negru. Aici creion pare mis că nu mi-a trimis. Mă duc să aduc creionaș cu care am să fac codițele. Deci eu codițele n-ați vă arăt tare pe lung cum le fac, dar poate cineva, știți, mulți mă întreabă cum faci tu codițele. Am așa un creion cam micuț, el se termină. E creion negru moale. Eu cu el, iată, îmi fac toate codițele. Iată așa, eu am să mă lipesc mai aproape de oglindă, să vedeți și voi. Mă strădui să le fac cât de subțiri, dar nu îți primesc uneori subțiri, știți de ce? Am spus și la fete pe Instagram. Eu rău văd cum ochi. Și la doilea ochi le fac ori mai groasă, ori greșesc ceva și trebuie să corectez și primul. E cam o strădui să le fac foarte finuțe. E ca cu ochiul. Cu ochiul acesta văd rău și când închid mai scurt să înțeleg. Hai să încercăm spot. E ca m-am apropiat mai tare de oglindă. Să văd bine și să nu greșesc. Uite cum mi-a dat neam cap, spun oglinda aici și spun stativul pe masă. Ei scur vă spun, trimitiți în cosmetici de care vreți. Vi le testez cu drag, gata, îmi găsesc modalitatea, încă în baie mă vopsim până amu. Mama cheamă în baie, dar acolo nu ne încape, nu filmează bine, așa de bine, știți? Parcă mă face alt fel acolo, e mai prea aproape. Aici e minunat și tot în cap pe masă. Deci masa asta, deci s-a prinit și ea ca dintr-o dată, vedeți? Masa asta la mine e masa de lucru și pentru rețete și pentru machiaj și frumuseți și pentru poezii și pentru felicitări. Și scara asta e scara vedeta care e, toți mă recunoașteți după scară că e Maria Ciorici. Așa, m-am străduit să le fac. E bune, bine, gata, la codiții nu mă opresc mult. Principalul că am întunecat un pic așa zona, să fie, să nu pară ochiul sărac, știți? Eu de asta fac codițele, pare ochiul mai bogat, mai... Când nu faci codițele, pare ochiul sărat. Sărat, dar sărat, de la lacrimi, sărac. Tare, fetele, următorul ce am câștigat aici în cutie, acest rimel, fetele tare ni l-a lăudat. Vă spun drept, nu l-am încercat de atunci. Nu l-am încercat, am zis că tot cosmetica, produsele le testez și filmez aparte filmuleț, vlog. Nu încerc nică, zic. Chiar vreau să văd, e că e nou, încă trebuie să-l desigelez. Chiar vreau să văd fetele tare, l-au laudat, zic, măi, și chiar așa e de Maybelline, deci, Maybelline New York. E și grăieț, eu sunt de la
De la asta, de la ma, de la wow. Wow, și interesant. Deci, pensula e interesantă. Hai să vedem. Văd că pensula este tufoasă. Hai, eu așa mă apropii mai tare, voi o să vedeți efectul. Da, face bine, face volum. Eu când mă obsesc cu rimel, dau și de sub și deasupra. Cred că la voi se înțelege. M-am apropiat mai tare să vedeți efectul 3D. Așa scrie și 3D, da? La mine, mulțumesc lui Dumnezeu, m-a înzestrat cu gene lungi și întoarse. Vă spun, asta e o calitate tare bună la fete. Eu niciodată în viața mea nu ne-am făcut alungiri de gene, pentru ce să mi le stric genele mele atât de frumoase, dacă eu pot să-mi procur să mă vopsesc cu un rimel bun. Uitați-vă, tare bunișor, tare bunișor. Deci îmi place rimelul foarte mult. Foarte bine, foarte, face volum, le lungește, le stufoșează, vedeți și singur ce a făcut. Și asta vă spun, mie Dumnezeu m-a înzestrat cu genii și îi mulțumesc mult. Nu, niciodată în viața mea n-a să-mi fac alungire de geni. Niciodată în viața mea. Deși să-mi stric eu genuțele mele. Dacă ele să... În genere, voi vedeți, eu nu i-am făcut nici la sprâncene, nici eu ni le vopsesc, nu-mi trebuie. Las, pășiți-vă voi. Mai scurt. Dacă ați vă spăreți de mine, apoi să spuneți totuși nu știu de oi. Mă aprochii prea tare, dar așa s-a aprochii vloggerițele care fac tutoriale. Eu vreau să vă arăt efectul rimelului. Bine, bine, îmi place tare. Stați că sunt încălzit acolo o lecuță că... Și jos. Frumos fac așa. Mai scurt, nu vă pun nici o pauză, filmez, dar cum este, 32 de minute, dar mare. Cred că va avea un ceas. Eu ca tare mă vopsesc mai repede, dar dacă mai explic și mai arăt, wow! Deci, am zis și mă uit eu acolo, trebuie să mă uit aici la voi. Uitați-vă cine a venit la noi aici să vadă ce face mami, da? Uite, e O oglindă. oglindă poze. Mama a pus oglindă să se machieze, facă machiaj. Uite, scaunul albastru ca abena. Eu vă spun cum am pus oglinda. Am pus scaunul cu albastru cu galben și am pus oglinda, da? Da. Vezi, mama, ce-a inventat? Da. Da? Vezi, mama e inventivă, așa? Ți-a luat scaunul tău de la măsuța de lucru. Și-a văzut? Hai, spune o zi bună! O zi bună! Tuturor! Tuturor! Așa! Veniți să vadă procedura. Așa, mai departe, ce fac eu totdeauna după așa ceva? Mă îmi piept în sprâncenuțele mele. Stufoasă. Asta nu intră în setul de pensule, dar îl am aparte de la alt set. Și eu de tot am vreo trei seturi de pensule, sau vreo două, să nu exagerez, vreo trei, cred că. Și uitați-vă ce mi-au dat ei mai departe. Mi-au dat și paletă pentru sprâncene. Deci tot setul, tot combinația, tot mi-au dat. Tot mi-au dat, și încă și pudră. Maybelline. Pudra e de la Maybelline New York. Ei și grăiești, mai oameni buni. Dar asta tot e Catrigiu, Isa. Catriciu, cum se cheamă. Catrigia. Deci, eu o să vă spun drept, această paletă deja am început să o folosesc. Mi-a plăcut, e extraordinar. Da, mama.
Deci deja am probat-o, am testat-o și mi-a plăcut foarte mult. Eu aveam până acum o nuanță un pic mai întunecată și mă certa și tata. Spre ce lingile pe negri le faci? Zic, tată, ceva nu... Mi se pare că e normal, dar când am găsit această nuanță un pic mai deschisă, am înțeles că da, tata avea dreptate. Tata se pricepe și el în machiaj, dar cum? Te îmbătrânești când îi faci prin întunecate. Bun, tată, facem ea ca ne-o venit și salvare. Deci, sprâncenele, eu le vopsesc așa o pensul, uitați, vedeți cum e? Ia să vedeți așa, parcă e oblică, da? Parcă o pleacă așa. Și-i subțăricuță, ha. Iată cu ce îmi vopsesc eu sprâncenele. Prima vopsesc așa deasupra, fac ca să vă arăt. Prima vopsesc un pic așa deasupra. Vopsesc perișoarele și ele atâtea care nu se văd deasupra, da? Firele de păr. Și a doua oară de subt. Da? Dar vă arăt cum îmi vopsesc eu tot așa pe lung. Cine o să aibă răbdare să mă privească? Puneți-vă, faceți mâncare și prăjiți-mă. Dar sunt alți care așa privesc. Cum stă în pat și mă prăjesc pe mine. Cum și eu îi prăjesc pe alții. Care e problemă? Vedeți? Deodată s-a schimbat lucrul. Hei! Ce înseamnă machiaj corect, fetelor, care nu vă puteți machia, că eu pentru voi azi mă... Eu nu sunt profesionist încă o dată, dar m-am învățat singurie că privind tutoriale cu make-up. Dar folosind și imaginația mea, fix așa și la a doilea. Deasupra mai întâi. Apoi de subt. Și de mult mă gândesc, spun pe pauză să nu le vopsesc fără voi. Și apasam comentariu. Trebuie să lasă, că noi vrem să vedem cum vopsește. Fiindcă, nu, normal, asta nu s-a primit mai groasă, mi s-a părut că s-a primit. Și acum interiorul, da? Umplim de culoare. Cred că spun o pauză până le corectez fie ambele frumoase. Și continuăm mai departe să vă arăt ce am aici. Am și mai corectez bine, vedeți? Iar mă uit acolo. Trebuie și să mă uit. Aici la voi se va face așa. Gata, e foarte bine. Deci am reușit. Iată, uitați-vă, o recomand cu mare drag. Deci... Această paletă are aici și un sertar, așa, și o căzutot, are un sertar unde vă dă așa o pensulă, mini pensulă, tot așa, vedeți? Tot așa oblică de asta, subțire, când ați o pierd pe și aia sau n-ați mai vopsească, să o folosesc pe asta. Și vă dă și o pensetă. Eu am avut o pensetă tare bună în casă și am pierdut-o, nu știu, prin casă pierdută. Am cumpărat una alta de schimb, nu e așa ca prima. Niciodată n-ați și bunic ca prima. Deci e primul. Așa. Acum încercăm pudra. Deci eu denumirea asta Maybelline New York am auzit numai în publicitate. Haideți să încercăm. Este pudră. Și eu pentru pudră am așa o pensulă mai mare aici în set. Aici în set sunt două pensule. Asta e pentru iluminare, cred că. Pentru... Nu, asta e pentru iluminare, dar eu am murdărit-o cu corector. Asta pentru iluminare, dar asta e pentru pomeți, cum se spune corect. Hai să încercăm pudra. Eu n-am să fac, am să fac doar o leac de iluminare, nu fac pomeți. Eu rar îmi fac pomeți, dacă ați observat, eu nu am. Hai să încercăm și pudra un pic. Eu pudră acum pe timp de iarnă nu prea folosesc, dar e bună, deodată vă spun.
Eu pudră folosesc mai mult pe timp de vară când îmi lucești fața. Da, asta e bună pudră, pudră bună, 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 deci nu lasă. Eu cred că la voi se vede, eu nu știu cum o să privească calitatea și mai ales la încărcare, el un pic o să schimbi din calitatea filmulețului, dar voi o să vedeți, o să înțelegeți. Ați văzut machiajul cum l-am făcut cu voi, simplu și frumos. Gata, pudră mult nu pun, să nu parcă am mască, dar e bună pudra, vă spun deodată. Eu pudra mai bine o înțeleg vara. Și mi-au dat și așa ruj. Așa e alb, nu știu cum se numește. Scrie, are un E aici pe dânsul. Și e alb, eu deodată credeam că e balzam de buze, că mă uită pe el, e balzam, oi, uite ce culoare are. Pentru acest ruj mă duc să-mi iau un creion de-a meu, aici creion, văd că mă ating că nu mi-a dat creion de buze, mă duc să iau un creion de-a meu. Iată, am găsit așa un creion în nuanța rujului acestuia. E fix aproape, vedeți? Voi face un contur și vopsim și buzele și filmulețul are 41 de minute, dam și vă fac. E hocița, e colița, vorba și hai, eu fac conturul așa. Un pic deasupra, cu toate că mă ceartă fetele. Și faci deasupra buzii conturul. Ia că așa fac, așa fac. Așa vreau eu. Că nu fac tare. Vreau buzi mașcate. Buzi ne-aș face, dă-mă tem. Vă spun drept, buzi mi-aș face, dar mă tem să nu mă urățească mai tare. Sincer, aș încerca, dar mă tem. Eu mă tem să-și coasă, așa doi. Iată așa ceva am făcut. Așa schematic. Și încercăm acest ruj fermecat, nu sunt noi. Este o nuanță care îi place mie. Mi-a place și se potrivește și cu culorile de la My Cup. Ia să vedem. Ai, ce fain deodată. Se aranjează. Foarte fain. N-am hidratat un pic buzele deasupra. Adică să le dau cu creionul cea. Tare, super. Cred că conturul de data asta prea am exagerat, dar las. Voi să înțelegeți. Am vrut și eu să fac efect mai mare de buzii cărnoase. Deci așa. A, eu mă uit iar acolo. Eu aici trebuie să mă uit la voi. Am realizat un machiaj de probă. Am testat niște produse pe care le-am primit cadou. Mi-au plăcut toate. Calitate foarte bună. Deci Only You Cosmetics pe Instagram. Am să-i etichetez în filmuleț pe Instagram. Îi întreb dacă au și pe Facebook. Deci foarte mi-a plăcut calitate. Calitate cosmetică germană. Intrați la ei, cumpărați. Avem de tăti. Și noi sperăm că o să colaborăm și pe viitor. Dacă o să mai aibă ceva palete interesante, o să-mi trimit și eu o să vă testez cu voi. Foarte fain. Mie îmi place ce a ieșit. Da, scot telefonul ăla că e de aici. Iată ce a ieșit. Să închid ochișorii. Nu știu dacă l-am făcut uniform. Deja voi judecați ce am făcut eu aici. Mie îmi place ce a ieșit. Toată cosmetica este bună, de calitate înaltă, chiar e frumos.
Vă mulțumesc mult și așteptați-mă la următorul vlog, tutorial, nu știu. O să vă fac. O să vă fac, mie îmi place să mă machiez și o să vă arăt și vouă diferite culori. O să încercăm toate culorile, în primul rând, de machiaj și tehnici. Poate ați mă mai uit și eu prin tutorial, ceva tehnici noi să vă arăt. Data viitoare vă arăt o altă tehnică, nu așa cum am vopsit acum. Data viitoare vă fac tot negru, așa ceva frumos, am o idee. Asta data viitoare. Hai, vă pup și vă doresc o zi frumoasă! Mm-hmm.